Salve, dudes! Uite ce am primit în poștă de la Giants. Ei bine, avem album cu stickere pentru Farming Simulator 22. Trebuie menționat că albumul ăsta se poate găsi în Austria și Elveția, la chioșcuri, uneori la supermarket și la farmacii, mai puțin, dar în special la chioșcuri și de asemenea cu noua apariție a Platinumului Edition, adică Farming Simulator 22 Platinum Edition pe DVD, ei bine, poți să primești și asta. Acum, hai să vedem ce are înăuntru și da, o să observați că scrie în nemțește, deci o să trebuiască să traducem poate cu telefonul, Google Translate, ceva, habar n-am, așa scrie și pe blogul lor. Linkul în descriere pentru mai multe detalii, dar hai acum să vedem ce stickere primim și cum le lipim. Albumul vine în format A4, arată foarte frumos ca și grafică, este cea din FS22 cu fendul pe partea frontală și aici avem și o mantră de asta frumoasă, Let the good times stick, de la, bineînțeles, sticker, că este lipicios. În primul rând, dacă veți cumpăra albumul sau Platinum Edition în care primiți albumul, veți primi un astfel de pachet odată cu el. Pachetul ăsta cuprinde 5 stickere. Astea sunt cele 5 și sunt stickere diverse. Mai poți să mai faci rost de astfel de stickere, făcând schimb cu alți oameni care au și ei dubluri. Așa că dacă ai dubluri, ei bine, Giants a pus la dispoziție un forum unde poți să vorbești cu alții și astfel te poți coordona să-ți trimiți, eu știu, unii de la ceilalți, să vă trimiteți stickerele. O să încerc să fac și eu la fel dacă voi avea ceva dubluri. Și acum, hai să le lipim și totodată să ne uităm și prin ele. Avem peste 100 de companii reprezentate în album și sunt companiile principale, cum ar fi Amazon, Case, Class, Fend, Deutz Fahr, Horsch, Kron, Kun, etc. Avem și o chestie foarte importantă și anume la începutul albumului avem 4 stickere aici pe care le putem dezlipi și lipi noi după aia unde vrem, dar și la sfârșit avem același lucru. Tot așa, 4 stickere, astea sunt cele default. Și vin 4 cu 4, 8 și încă 5 pe care le avem în ăsta. E bine, în momentul de față avem 13 stickere. Mie mi-au dat puțin tel extra pentru că am pile, aia zic. Acum, hai să vedem albumul cum e și ar trebui să avem fiecare pagină cu câte o firmă, ceva de genul ăsta. Avem Landwirtschaft Simulator, adică așa se numește Farming Simulator în nemțește și avem aici ceva introducere pe care nu o știu, pentru că nu vorbesc germana și avem aici stickerele 1 și 2. Ele sunt și numerotate de asemenea, deci au o mică inserție aici de număr, așa că putem să vedem în curs ce număr este. Și eu în momentul de față am ceva de la Kron, pot să le văd oricum foarte, foarte ușor. Aici, de asemenea, avem tot așa inserție de număr și putem să vedem numărul lor. Aici avem 10, 4, 8, 19, de asemenea. Și pe prima eu am cu o... nu, ăsta este... Erlengrad, cred că este ăsta, Erlengrad după poze, avem aici, 1 și 2 clar nu le am, așa că, de fapt, poza 2 aduce din Oberon, nu din Erlengrad, ok. Hai să vedem la următoarea, avem aici stickerele 3, 4, 5 și 6 și de la Amazon. Pentru a ne face viața mai ușoară, o să le și desfac pe celelalte să vedem ce se ascunde aici. Astea sunt 5 stickere oficiale și aici avem 80 care, ăsta ce este, un clas? A, nu, ăsta pare a fi un Massey Ferguson aici. După care avem o oiță, după care avem un plug, plugul cel mai mare, este vorba despre cel albastru, nu știu exact cum se numește. După care avem o combină de la Fend, care trăieră porumbul și îl transformă în ceaf. După care avem aici o Valtra. Asta este o Valtra clasic în partea asta. Bun, hai să vedem ce ascunde și celălalt. Avem numărul 14, care include o balotieră și un balot de ceea ce pare a fi iarbă. Avem din nou o oiță, doar că de data asta pe format portret. Avem aici un Deutz Fahr, îl știm pe băiat, este foarte, foarte practic la fermă. Avem văcuță, deci avem și așa ceva, cred că am toate animalele, dacă nu mă înșel, în afară de cal. Și aici avem, ia să vedem, un Massey Ferguson, este acel nou marele, mi se pare chestia. Bun, deci avem foarte, foarte multe stickere, aș putea spune. Acum, avem Amazon-ul, 3, 4, 5 și 6, știm că pe primele avem aici numărul 4 de la Amazon, așa că îl voi lua de aici. Sunt curios dacă asta se poate rupe. Cred că da. O, da. Se poate rupe și acum avem și noi stickerele la îndemână. Deci putem să vedem aici Amazon,
avem aici ceva de la Kun, da, avem ceva de la Kun de pregătit rația mixtă la văcuțe. Avem aici un case și, bineînțeles, un dita mai clasă în partea dreaptă cu alea. Bun, hai să le lipim. Deci numărul 4, Amazon, la numărul 4 aici. Astea nu trebuie să fie perfecte, bineînțeles, dar cât să acopere zona. Are o grafică foarte frumoasă, în sensul că stickerele sunt cumva conectate între ele, dacă observați voi, prin niște linii. Vezi? Deci face un pic o povestioară, să zic așa. Și aici avem și un plug de la Kun, foarte, foarte interesant. Bun, deci avem stickerul 4 deja plasat. Hai să vedem în continuare ce mai avem de la Amazon. Mie mi se pare că am mai avut ceva de la Amazon, așa că o să frunzăresc un picus prin ele. Mă duce în urmă în copilărie, când făceam schimb cu alți vecini sau prieteni de astfel de stickere luate de la gume. Era o experiență frumoasă. Avem Massey Ferguson, Doițu, avem aici ceva de cartofi de asemenea, văcuță, oiță. Deci se pare că aici în continuare nu mai avem, dar avem ceva de la Kun, pentru că pe următoarea pagină observ chestii de la Kun. Așa că hai să le izolăm un picuț. Erau cele de animale, dacă nu mă înșel. Asta este Grimmy. Și aici avem... Unde era chestia de la Kun? Ah, era aici. Stai așa. Era fix colea așa. Și practic ăsta este 8-ul, deci va veni acilea. Ok, hai să-l punem. Perfect. Avem și al doilea sticker cu utilajul de făcut rație mixtă. Exact, amon! După care avem aici 10 și 19, dar să nu uităm de cele din spate, pe care văd că... ce tare! Deci cele din spate pur și simplu s-au rupt singurele după ce eu le-am rupt pe cele din față. Cât de tare! Și aici avem 44, un crown, un cultivator, alt cultivator, 7685. Aici avem numere mari, se pare. Hai să continuăm treaba. Deci la Kun cred că am terminat aici, nu cred că mai avem altceva, dar o să verificăm la sfârșit, bineînțeles. Dăm pagina și aici avem case-ul. Aici intrăm pe pagina cu case, avem și un omuleț aici distinctiv și avem un case 400 colea. Hai să vedem, avem în continuare 10, 11, 12, 13, 14 și 15. De la case am unul chiar aici, numărul 10, tractorul roșu. Cât de perfect l-am lipit, cât de perfect l-am lipit, ăsta este... tractorul. Dacă nu mă înșel, este același tractor. Ba nu. Varianta pe care am lipit-o este 380 și varianta reprezentată în imagine este 400. Mai avem aici o bucată de balotieră, partea din spate mai exact, care asta este numărul 14, va veni aici. Și dacă observați voi, avem 14 și 15 și asta vine pe 14, deci clar va trebui și o continuare și avem o situație în care două stickere fac unul singur, o singură imagine. Perfect! Bun! L-am pus cu grijă fix până la mijloc, ca după aia să pun în continuare stickerul numărul 15. Bun, trecem mai departe. Hai să vedem pe pagina 8 ce avem aici. Aici avem clasul, după cum bine se vede, și avem câteva stickere de la clas. Unul de care știu eu sigur avem aici, uite-l pe Baban. Ăsta este numărul 19, un clas foarte, foarte mare. Și 19 va veni fix aici jos. Și acum îl avem aici jos, bineînțeles și cu câteva informații despre el. Asta îmi place că ne adaugă și ceva informații. Și în continuare, hai să mai căutăm. Aici avem numere mari, am zis că nu vorbim despre ele. Avem și 22 doițu, cred că ăsta va veni următorul. Aici avem doiț farur. Ia uite-l cu alea, așa. Frumoșel, de la 22 la 27. Hai să încadrăm un picuț. Așa arată și avem două tractoare colea așa, un doiț far, ăsta este 8000 ceva, nu știu, nu-mi dau seama, 8, da, seria 8 TTV-ul și ăsta este doiț farul 8280, avem și ceva informații despre puterea lor și așa ceva, fix pe porțiunea asta aici albicioasă. Bun, hai să vedem la doiț far dacă avem ceva. Avem în primul rând 22-ul care vine primul. O să mai caut, avem până la 27, 49, 55, 71, 32. Asta cred că o să vină următorul, deci următoarea pagină este probabil Fendo. Bun, perfectos. Hai să lipim pe băiatul ăsta. Au, ce frumos arată. Ăsta este stickerul pus. Bun, în continuare, trecem la următoarea pagină, care este
pentru Fendt. Exactamo. Avem de la 28 la 33 din prima, putem să vedem că avem 32-ul. Ăsta este. Am rezolvat-o. Ăsta este băiatul, pus cola așa. Și în spate probabil avem ceva aici, tir cu remorcă care să strângă ceaful adunat de Fendt-ul ăsta. Mă gândesc eu. Bun, hai să dăm mai departe. Aici mai avem Chrome Melchem New Holland la 85. Bun, hai să vedem pagina următoare, care este rezervată pentru Grimmy, după cum bine se vede. Din păcate nu avem până la 40 ceva, avem tot până la 39. Așa că de la 39, ia să vedem, 44, 85, nu avem nimic acolo. Deci de la Grimmy se pare că nu avem nimic. Curios. Uite, avem ceva la 40, dar nu e aici. Cum se poate așa ceva? Aha, este, doar că nu în ordine. Nu vedeam 40-ul, pentru că este aici, am așteptat să fie, de fapt, ultimul. Și am și de la Grimmy ceva. Ăsta este un plantator de cartofi în partea asta. 40, îl avem lipit. Bun, să trecem, zic, mai departe. Bun, în continuare aici avem Crown-ul. Exact, am o. O, ce frumos se reprezenta Crown-ul și, de asemenea, două țipilduri care fac unul mare în partea asta. 44, ăsta este stickerul și pe ăsta îl vom pune acum. 44 o să fie primul de pe pagina 2. Frumos! 45-ul este următorul și reprezintă un windrower. Asta avem aici. Îi luăm partea din spate. Ăsta văd că a vrut să colaboreze mult mai rapid cu mine. 45 aici. Se lipesc foarte ușor, excelent, chiar și după aia nu rămân colțuri sau ceva de genul ăsta și cred că avem cea mai completată pagină de până acum, că avem două și mai am două. Și deja acum am intrat în animale. După cum bine putem observa, aici avem hambarul de văcuțe. Exact. Este de văcuțe? Da. În stânga este de văcuțe. Aici avem ceva căluți. Sus acolo avem ceva puicuțe în colțul din dreapta sus. Dar nu văd porci. S-ar putea să fie pe următorul. Da, aici avem porci, oi. Porci, oi. Asta avem pe următorul. Bun. Perfect, tamo. Ia să vedem. Avem văcuțele care sunt pe 49. Așa că hai să le lipim acum. Și astea la fel formează un sticker mare, tot din două. Bun, avem văcuța pusă. În continuare, hai să vedem ce mai avem pe aici. Deci ăsta este până la 54. Acolo avem 69, deci nu avem. Și în continuare, 86, 7, 7, 70 ceva, 58. Asta e pe următorul. Avem oițe la 55. Ok, ok. Și mai avem oițe la 56. Bun, 56-le, doamnelor și domnilor, este în momentul de față lipit. Avem aici doamna oiță. În regulă, hai să vedem în continuare 55, care este următoarea și nu spune că avem 57. Na, n-avem. Dacă aveam și 57-le, completam toată pagina. Și așa arată, avem două stickere, hai să dăm de aici din lumină, un sticker aici și încă unul aici. Și mai avem loc de unul jos de tot la albine. Da, pentru că avem și cu albine, dar nu am eu stickerul. Aici avem 58-ul, care este un porculeanu. Și îl vom pune fix sus aici. Porculeanul a fost plasat. Avem aici grajdurile, poze reprezentative și ceva mici informații despre mâncarea lor și așa mai departe. Bun, aici avem până la 61, dar eu nu mai am stickere. Așa că îi dăm bice înainte. Unde vom găsi... Bineînțeles, DLC-ul cu bota. Exact. Asta avem aici. DLC-ul cu bota. Avem 4 stickere pe o parte și 3 pe alta. Sunt multe de la cu bota. Aici avem de la, ia să vedem, de la stickerul 62 la stickerul 66, 68 este de fapt ultimul. Din păcate, pentru cu bota nu am absolut nimic, așa că îi dăm bice mai departe. Aici avem Lemken-ul și din prima voi începe cu un cultivator de la Lemken, adică fix ăsta, numărul 69. 69. Bun, ia să vedem ce mai avem în continuare. Până la 75. Avem 71, avem 72, avem 79 pe care nu-l vom folosi acum, dar mai avem, se pare că de la Lemken chiar avem. Și cred că am depășit acum, avem 72 care vine pe portret sus. Cred că asta de fapt este pagina cea mai completată de mine până acum. Hai să vedem ce mai avem pe
stickerele noastre rămase, avem 76 colea și de asemenea mai avem 85 pe care încă nu-l punem. 76 îl avem, este vorba despre un horse, este foarte bine că m-am uitat aici. Gorgeous. Deci 76. L-am lipit și pe dânsul, aici avem 3, aici avem 1, trecem mai departe. Hai să vedem ce surpriză avem la următoarea pagină. Aici avem Massey Ferguson și doar Massey, se pare că nu au împărțit o pagină cu o firmă, o altă pagină cu o altă firmă. Massey Ferguson, ok. Mi se pare că avem de la Massey Ferguson, avem un 79 care vine aici și mai avem unul care formează două stickere, 80 care va veni aici. Hai să le lipim. Cu mare grijă, dar l-am pus. Așa arată în partea de sus. Pare neterminat, știu. Va trebui să le rezolvăm. Și în continuare, hai să vedem, pentru că avem două de la New Holland și da, am intrat pe pagina de New Holland. Avem de asemenea și combina de struguri de la New Holland și un tractor. Ultimul album pe care l-am făcut a fost cu Pokémon. Acum multă vreme. Bun, așa arată pagina de New Holland. În continuare ar trebui să avem ceva cu Valtra. Ia să vedem. Corect, am intrat pe pagina cu Valtra în momentul de față și cu un gagiu reprezentat aici, El Șoferus, conductorul și multe, multe Valtra în partea de dreapta sus. Bun, ce am eu de la Valtra? Am numărul 91. Pe ăsta îl vom pune acum. Este un Valtra clasic și este cel cu care începem pagina. Nu știu, cred posibil să le fi pus în funcție de puteri și să începem cu astea mai slăbuțe și să trecem cu cele mai moderne. Bun, momentul de față toate stickerele mele s-au terminat, am avut destule. Hai să continuăm să vedem ce mai are albumul aici ca și pagini. Avem Farming Simulator League. Dacă nu ați jucat pe serverul nostru cu Liga, ei bine, nu știți ce ați pierdut, a fost foarte, foarte frumos. Și aici probabil avem ceva, probabil în legătură cu câștigătorii sau cu premiile, mă gândesc eu. Așa că hai să vedem și pe ultima pagină. Aici avem ceva imagini și ceva bunătăți în dreapta de stânga jos acolo. Ia să vedem, uite tricoul ăla nu l-am, tricoul ăla îmi place maxim. Șapca este foarte faină, dar tricoul nu l-am, pe ăsta l-aș vrea, ăsta este foarte, foarte mișto. Și aici spune că să-i găsim pe sociale, după care am închis. Fraților, ăsta este review-ul și de asemenea utilizarea albumului Farming Simulator 22. Aveți în descriere un link către pagina lor unde anunță toată treaba asta dacă vreți nu mai multe detalii, că sunt aceleași, dacă vreți să vedeți și alte poze. De asemenea, poze cu albumul ăsta veți găsi și pe Instagram-ul meu, linkul este în descriere și până data viitoare v-am salutat!